Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. Salutare tuturor! Salutare. Astăzi o să experimentăm un lucru pe care încă nu l-am experimentat de când suntem în Bali și nu vrem să plecăm și să ratăm. Da, astăzi ne-am dat seama că sunt ultimele zile ale noastre în Bali și n-am mâncat... Babi guling. Babi guling. Care e un fel de mâncare tradițională. O să vă povestim mai multe despre asta. Da, e foarte cunoscut aici pe insula Bali. După care o să mergem să vedem un loc care are o... semnificație mai personală, așa. Da, se află în Changu. Chiar și, apoi... Da, o să rămânem acolo și pentru... Da. Dacă tot ajungem în Changu, vom rămâne acolo pe plajă și o să închidem acest video de pe plajă. Dar, până atunci, haideți să mergem să mâncăm babi guling. Da. Suntem chiar la restaurantul, da. Varungu. Am găsit un varung, practic e un restaurant local, unde se servește felul acesta de mâncare. Exact, chiar și... aproape de noi, la 2 minute. Da, da, e destul de cunoscut localul, are foarte multe review-uri pe... Undeva la 5.000. Google am văzut, da. Da, undeva la 5.000 de review-uri pe Google Maps. Mai era unul mai cunoscut undeva lângă Denpasar, dar acum Denpasarul este închis, așa că l-am ales pe acesta de aici. Se numește Varung Babi Guling Pak Malen. Haideți în interior să vedem ce găsim. Asta e vitrina lor, care au aici, și aici au expusă mâncarea. Și nu au niciun meniu sau ceva. Efectiv, pe lângă orez, pun de toate de aici. Cum am zis, este prima dată, testăm să vedem. Uitați, pun legume și apoi din babi guling, carnea asta, șoricul. Oricum, arată foarte bine. Sperăm să fie și gustos. Hello! Oh wow! This is soup? Yes. Oh, nice. Nice. You want drink? Yeah. Yes. What do you have? A Coke? Coke, yes. Yeah. One Coke and one water. Yes. Cool? Yeah. Perfect, cool? Cool, okay. Thank you. Mom! Cum e? Au venit farfurile. E un mix. Dar arată super bine. Ești cel mai fain, mi se pare că arată ăsta. Ăsta e, da. Cred că e mușchiuleț de porc, ăsta e șoric de porc făcut așa... Crocant. Ia uite asta ce fain. Ia-te la tine din farfurie. Wow! Și stă asta jumel. Da? Mamă, ce bună e! Foarte gustos! Wow, delicios! Ce mai avem? Mai avem șoric. Aici, o frigăruie. Orez... Asta e tot din șoric de porc, din piele de porc le fac. Cred că e șoric expandat. Da, ceva de genul. Și ceva sos e pe dedesubt, dar nu-mi dau seama exact din ce. Ceva cu legume și probabil grăsime legume, din porc. Cu legume, da. Și aici e o supă, are un cartof în ea și cred că din... Da, la fel. O să gustăm să vedem, bine. Că nu știm. Stăm să filmez când buși prima dată ăla. Care? Stați să vedeți ce reacție Andrei. Asta? Ala, da, alegeți o bucățică. Cum e? Deci e super delicios. Bun. Bine, e gras. Asta. E bun și picant. Dar e foarte delicios. Mamă, ne iute. Absolut tot ce avem în farfurie e super, super picant. Dar și foarte gustos în același timp. Că îți vine să te oprești, dar îți vine să tot mănânci, nu? Da. Dacă nu mănânci picant, de obicei, e un pic periculos. Da. Dar tot e picant, dacă ajunge... Până și supa e picant. Da, așa e. Dacă ajungeți și vreți să încercați babi guling, spuneți-i, nu știu, nou spice sau ceva, că sunt și niște sosuri care sunt picante. Da, dar și carnea, mă uitam aici, de exemplu, e carne de porc gătită ca un fel de gulaș, cred, ceva de genul. Și are numai semințe de ardei iute. Din ea. Dar, din nou, repet, e foarte bun. Cărnăciorul. Luat cu gura plină. Vlad, știi, cărnăciorul românesc. Da, arată și foarte bine. Poftă bună, Vlad.
poftă bună. Cu siguranță cea mai bună chestie de pe toată farfuria e frigărui asta, care nici nu e foarte picantă și are carnea făcută pe grătar, cred. E un pic afumată. Pe grătar, frigărui. Mie mi-a plăcut jumerea. Alea bă, uscate așa, mai crocante, care au fost? Da, stai că astea. Asta. Asta e cel mai bun din punctul meu de vedere. Degeaba, după aproape 4 ore am descoperit Babi Guri. Așteam de el și înainte, doar că nu ne-a atras așa, cumva. Am mâncat mult mi goreng, nasi goreng, nasi ceampur. Da, da. Dar Babi Guri nu. Mă uitam cât e de mare totuși localul ăsta, are foarte multe locuri. Și mă gândesc că în mod normal e super aglomerat, da. Mai ales că e pe drumul lor cel mai circulat. În fel de autostradă. Da. Și ca o locație de tranzit, popas, știi cum e popas la noi. Foarte bun. Neapărat să încercați când veniți în Bali. Am bifat și asta. Da. Chiar foarte bun și la final am plătit 95.000 de rupii, asta înseamnă aproximativ 29 de lei. Două porții de mâncare, o apă și o colă. Și cura amorțită. Și cura amorțită de la picat. Asta vine la pachet. Da. Dar să vă pregătiți pentru asta. E felul ăla de mâncare care știi că îți face rău, dar nu te poți opri, trebuie să mai mănânci un pic. Îți face rău. Așa, așa e picant. Așa, că e picant și nu e ușor de digerat. Mie mi-a plăcut mult. Îmi pare rău că n-am încercat-o mai devreme. Da. Și în locuri așa mai cunoscute, unde se știe că e foarte bun, da? A fost foarte bun și aici. Mergem mai departe, ne îndreptăm către Canggu, să vedem ce găsim acolo. Haideți cu noi! Ne vedem acolo! Am ajuns în Canggu. Da, după un drum de 20 de minute, fiindcă acum drumul e foarte liber. Clar, da. Dacă... Chiar citisem recent ca o paranteză, că în mod normal între Canggu și Seminyak, că n-aveai nicio șansă să faci mai puțin de o oră cu scuze. Și acum 20 de minute. Ești aici. Exact, da. Dar, unde suntem? Suntem într-un loc în care ne-am dorit să ajungem încă de când ne-am mutat în Seminyak, dar n-am putut pentru că era închis. Și am reușit, după ce am vorbit cu proprietarul, să ajungem și aici. De ce e un loc important pentru noi? Pentru că acum 2 ani, fratele lui Vlad, care este artist, a fost în Bali și a lăsat aici, în locul ăsta, o semnătură proprie. Da. A desenat un perete întreg pe care o să vi-l arătăm. Da. Și am mai desenat ceva pe aici și o să vă arătăm imediat exact ce. Dar înainte de asta, vreau să vă prezentăm un pic locul ăsta, pentru că, de fapt, suntem într-un hostel. Hostel de unde suntem deasupra lui. Da, pe acoperiș, practic, și arată într-un mare fel. Au o piscină, chiar deasupra hostelului, deci undeva la etajul 3, și de aici de sus vezi oceanul. Da, deci ai priveliște de pe hostel la ocean și la un hostel ai piscină, asta mi se pare incredibil. Da, da. În mijlocul stațiunii Canggu, să spunem așa, stațiune. Acum e închis, o să vedeți că se coborăm un pic. E puțin, pare dezorganizat, dar dacă îi să luăm elementele așa în parte, unul câte unul, e foarte drăguț. Foarte fain. Să vii în vremuri normale, o experiență să stai. Da, și eu cred. Cred că e chiar sigur tare. Bine, și el ne povestea că s-a simțit foarte, foarte bine aici. Da, și a făcut o grămadă de prieteni. Exact. Hai, uite aici, da. Poți să stai, să privești. Apusul se vede frumos de aici. Da, vezi seama. Chiar de aici, de pe marginea piscinei, vezi apusul. Foarte frumos. Da. Hai să coborâm. Hai. Să vedem ce mai găsim aici. Practic etajul inferior. Suntem doar noi și două doamne din staff care fac curățenie. Au început să facă curățenie, se pregătesc pentru oaspeți. Da. Aici. Meniul acesta este desenat de mână, integral de Mickey. Și uite, Board Design by Art Mikio. Asta și e și semnătura, da. Semnătura lui. Dacă vreți, puteți să-l căutați pe Instagram, Art Mikio, și găsiți acolo. Clar, placa aceasta are un an de când a fost desenată și arată ca nouă. E impecabilă. Da. Când vedeam ce prețuri aveau. O cola la hostel, 10.000. 10.000, nu mai găsești nicăieri o cola cu 10.000. Hai să mai vedem. Aici, uite, au o zonă comună.
Da. De aici mă suna el cu video și tot timpul era plin, era distracție, era party. O masă de ping-pong, biliard. Mie îmi plac foarte mult instalațiile astea cu beculețe care se aprind seara și cred că sunt interesante. Aici cred că puneau muzică. A, cu siguranță, păi da. Asta nu platane. E mixer de la. Mixer, da. Mm-hmm. Da, ei sunt în proces de redeschidere acum pentru că au fost extrem de afectați de perioada aceasta de pandemie. Și bine, au zis că nu știu când deschid, dar măcar să fac o curățenie, să o se pregătească încet, încet, da. Da, da, masă de biliard, un hamac acolo și... Ăsta e desenul. Peretele făcut de Mickey. Ăsta e desenul, de fapt, peretele pe care l-a desenat tot peretele acesta. Cel mai evident e Italia, vezi? Da, practic e harta lumii. Între timp au apărut pe aici niște plante și ne zicea proprietarul că s-a mai deteriorat cu timpul din cauza ploilor, din cauza faptului că a bătut soarele direct pe perete. A crăpat. A crăpat și el a mai pus vopseaua asta gri, unde se văd dungile astea așa super groase. Practic, na, a stricat un pic tot conceptul, dar, na. Uite, și oamenii de unde vin, de unde veneau, s-au semnat fiecare. Vezi multe semnături. Mm-hmm. Da, fiecare în țara de proveniență. Da. Dar... fain. Foarte fain. Chiar s-a zis. Bine, totuși, ținând cont că e un an, s-a păstrat cât de cât. Mă așteptam să fie mai deteriorat. Da, da. So when I'm gone, when I'm gone, I'll be right there. Mulțumim tare mult că am reușit să ajungem și aici cu câteva zile, cu câteva zile înainte de plecare și chiar e un loc foarte frumos. Îi place viața de hostel, foarte, foarte bine arată. Și cumva, nu, care sunt șansele să vă știi pe cineva la 10, sau să știi pe cineva care la 10.000 de kilometri distanță de casă a lăsat așa o impresie bună despre România. Tot. Exact. Și am ajuns în zona recepției. Da, aici recepție. E foarte chic așa totul. Nu, ce bine arată. Și ăsta de iluminat îmi plac. Cu... E fain, frumos. Totul e făcut cu bun gust. Mm. Uite, beer pong. În fiecare sâmbătă se juca. Everyday happy hour, buy one, get one free. Da, cum ziceam, viață de hostel. Da. Când am plecat de acasă, am zis că experimentăm și noi. N-am avut. Zic că e o experiență super faină, cu siguranță. Dacă ați stat la hosteluri, lăsați-ne în comentarii experiențele voastre. Da, clar. La ce hostel a stat și cum a fost. Chiar cea mai faină amintire de acolo, sunt curioasă. Exact. Bun. Mergem? Da. Mergem, mergem până acasă, avem ceva de lăsat și apoi ne vedem direct pe plajă. Da. Se lasă seara peste Bali. Da. Și am venit în Canggu. Pe? Berawa Beach. Berawa Beach e o plajă deschisă aici în Canggu și seara vin foarte mulți oameni. Da, da. Vin să se bucure de apus, doar că na, exact. Oamenii au prins șmecheria că e deschisă plaja și vin ceva mai repede, fac și o baie. Da. Nu le zice nimeni nimic. S-au deschis adică câteva chiar... barunguri. Da, da, da. Se mai fac focuri de tabără pe plajă. Uitați. Asta e atmosfera aici în Canggu la pe Berawa Beach și în partea aia sunt câteva baruri, beach baruri. Beach baruri. Și au niște, cum să le zicem, pufuri. Da. Niște perne. Niște perne, da. Perne așa moi. Pe care poți stai. Pe care poți să stai, liniștit. Exact. Sunt foarte, foarte mulți căței. Uite cum ne a, uite-i pe ăștia doi. Salut! S-a întors. Hai că până la urmă a venit. Ca oricare altă plajă din Bali, nu puteau să lisească nici de aici surferii. E o plajă pe care, care e destul de lină. Intrarea în apă
nu e plină de pietre, sunt valuri ca peste tot, de altfel n-am văzut o plajă în Bali care să nu fie cu așa multe valuri în afară de Karma Beach. Iar aici, acolo sus, e celebrul club Beach Club Fins. Se întinde pe o suprafață super mare, acolo niște fete care probabil fac ceva filmețe de TikTok. Hai! Ești fericit TikTok. În lumea lor, ia uite-le. E bun, e TikTok și pe plajă în Bali. Da, și mă uitam de curiozitate la Fins. În mod normal, intrarea e între 2.400.000 de rupii și 6 milioane. Depinde foarte mult în ce interval orar vrei să vii. Bine, acum e închis de după niepi, deci e închis din martie. Da, e închis de ceva timp, stă gol și părăsit. Stai să vezi pe tipii ăștia cursat. Băieții fac breakdance aici. Hai să vedem. Ce tare. Aha, foarte tare. Bucuria lor că pot ieși din nou pe plajă, să facă sport. Da, deci, da. Deci sunt localnici. Sunt localnici, se vede clar că sunt. Dar e foarte multă lume. Și în partea aceea sunt foarte mulți oameni și în partea cealaltă, dar nu cred că se vede din cauza soarelui. Și acum ne apropiem chiar de intrarea pe Berawa Beach și deja e o zonă mai aglomerată. De mult n-am mai văzut o plajă cu așa mulți oameni. Și cum zicea și Andreea, mulți surferi, fiindcă aici în Changu nomazii, tinerii care stau aici permanent, majoritatea fac surf. Pentru asta și sunt cunoscute plajele de aici. Au valuri înalte și acum în apă sunt foarte mulți surferi. Și ajungem la intrarea principală, e chiar aici după colț, chiar în capăt la Fins Club. Acolo este și o parcare de scutere improvizată. Parchezi acolo și vii la plajă. Aici era eu copiilor, că e un mini team building. Uite ce groapă mare să au săpat acolo un nisip. Fac un castel? Nu știu ce fac, dar au mai multe gropi săpate. Vezi că sunt pe echipe. Da. Părinții aici stau la o bere. Și ei au găsit de lucru. Da. Ce drăguță e terasa asta. Are muzică live acolo în spate. E o trupă care cântă muzică live. Hai. Și au donații, știi? Poți să le faci o donație. Aha. Au acolo un afiș. O să mergem să ne așezăm și noi pe două pernuțe de-astea. Hai să găsim. Și să așteptăm apusul. Te luăm un bintang. Și o nucă de cocos? Păi, cocos? Un bintan cu nucă de cocos. Ne vedem la apus. Nu, prima dată la la bintan, ne vedem la bintan. Hai că ne-am hotărât unde stăm. Am găsit aici, în prima linie, două pufuri din astea, saltele. Ce ți-ai comandat? Nucă de cocos. Nucă de cocos și un bintan. Să vedem dacă vin. Sper să fie rece, că e direct de pe plajă și acolo au niște căsuțe mici. De unde îți poți comanda? Hai, rămâneți cu noi până avem băuturile, că sigur nu durează așa mult. Și o să vedeți în direct cum ar veni. Gata, te-ai așezat? Hei, și acum vine cocosul. Yes, thank you. Perfect. Și berea. Thank you. Thank you. Să avem poftă. Sănătate. Pac. Și probabil în jumătate de oră o să avem parte de un apus frumos, pentru că nu sunt deloc nori. Ăsta a fost vlogul de astăzi. Da. Noi mai avem câteva zile și părăsim insula. Da. Am început să le numărăm. Sperăm să fie totul bine, să nu avem nicio problemă. Exact. Marți ne facem testul de COVID și miercuri plecăm. Da. Da. Până acum de la Garuda n-am mai primit nimic, deci zborul, ambele zboruri sunt regulă. Mai sunt câteva zile, sperăm să nu apară nicio schimbare. Exact. Da. Da. În continuare noi vă lăsăm cu apusul. Câteva imagini.
până data viitoare vă salutăm pe toți. Exact. Ne găsiți pe Instagram valizevesele.ro. Exact. Găsiți-ne acolo. Și ne vedem, cu video următor. Nu știm când o să fie și cu ce, dar țineți aproape. Exact, da, da. Până data viitoare vă salutăm pe toți. Aveți grijă de voi și fiți întotdeauna. Mersi. Pa, pa.